Bine v-am găsit la o nouă zi în piața cripto, o nouă zi în care din păcate nu mai avem piața verde, avem piața roșie și în videoclipul acesta vreau să vă prezint care este varianta mea, de ce cred eu că am avut parte de această corecție. Vă încurajez la o discuție deschisă și vreau să vă lăsați comentariile mai jos, să-mi spuneți care este și părerea voastră, asta după ce auziți și părerea mea. Chiar sunt curios și vreau să interacționăm, să vedem și să schimbăm mai multe opinii. Pe lângă asta, am mai pregătit câteva lucruri interesante, așa că îți recomand să rămâi cu mine până la final. Înainte să începem, vreau să vă și salut, eu sunt Gabriel și dacă vă place ceea ce facem aici, puteți să sprijiniți acest video printr-un like și printr-un comentariu. M-ar ajuta enorm și vă mulțumesc pentru toată susținerea. Într-adevăr, avem puțin roșu în piața cripto și o să discutăm imediat despre asta, dar haideți să vedem cum arată de fapt situația. Punem pe performanța în ultima săptămână și vedem care sunt de fapt creșterile. Punem și pe performanța din ultima lună și vedem că încă creșterile sunt accentuate. Concluzia care ar fi? Ar trebui să nu ne lăsăm, să spun așa, influențați de ce se întâmplă într-o zi sau două, adică pe un termen scurt, pentru că este logic ca după ce piața a crescut foarte mult în ultima perioadă să mai avem parte și de corecții pe drum. Este de-a dreptul normal. Și o să vă arăt exact cum s-a vânat lichiditatea din piață și în momentul acesta, vă spun sincer, lichiditatea stă în partea de sus. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Dar înainte vreau să vă prezint această promoție de pe Bybit, adică este cumva o promoție 2 într-1. Pe lângă poziția de 500 de dolari, dacă depuneți minim 100 de dolari, pot să fie depuneri și de cripto, pot să fie depuneri și de pe card, în funcție de cum vrea fiecare. Deci este un bonus, poziția de 500 de dolari long sau short la alegere, dar mai puteți să participați și la acest eveniment. Puteți să intrați pe Twitter sau pe Telegram, aveți linkul în descriere și apăsați pe acest link. Aici vă înscrieți la eveniment și o să puteți să câștigați 10.000 de token Supra. Acesta este și un airdrop la care mulți dintre noi am participat și s-ar putea tot mâine să putem să dăm claim la airdrop. Dar totuși, haideți să vedem care este diferența. Eu am 10.000 de tokeni și la listare o să primesc doar 1.000. Aici, utilizatorii noi au șansa să primească 10.000 de tokeni, dar este după forma primul venit, primul servit. După ce ți-ai făcut cont, ai luat poziția de 500 de dolari, te înregistrezi la acest eveniment și ai două task-uri pe care tu le poți face. Eu, de exemplu, l-aș face pe acesta, dar am deja cont pe Bybit. Depun 100 de USDT și în momentul listării, adică mâine, chiar în primele minute, să nu neapărat în primele minute, pentru că prețul o să fluctueze foarte mult. Undeva după 20-30 de minute, când se stabilizează puțin prețul, cumpăr de 100 de dolari Supra și după vând instant, încât să nu pierd bani dacă tokenul scade. Făcând asta, completând task-urile, pot să primez 10.000 de Supra și în felul acesta putem să beneficiem de două bonusuri. Există o campanie și pentru utilizatorii deja existenți. Trebuie să facă trade de minim 500 de USDT, asta pe spot, de Supra și poți să câștige până la 200.000 de token Supra. Cam atât despre Bybit. Dacă vreți să vedeți și alte platforme pe care eu le folosesc, puteți să vă uitați în descriere și găsiți acolo link-uri și promoțiile aferente. Că tot discutam de airdrop-uri, vă mai prezint și un airdrop pe care noi trebuie să-l primim, noi cei din comunitate, după cum puteți vedea a fost postat în 14 martie, Mâine se listează acest proiect, este vorba despre Plena și poți să verifici aici, la acest link. Verifici cu wallet-ul din aplicația Plena, adică cu adresa aceea. Eu o să primesc 1977 de token și din ce știu, în ICO s-a vândut la 0,017. Nu este o valoare foarte mare dacă nu o să crească tokenul. Și a mai fost și un alt airdrop pe care nu o să vi-l mai arăt, dar puteți să-l verificați pe Telegram dacă intrați, legat de Site Protocol, pentru cei care au avut Atom la staking, au interacționat pe testnet sau au făcut tranzacții cu wallet-ul Bitcoin. Intrați pe Telegram și vedeți acolo toate detaliile. Bun, acum să înțelegem de ce a scăzut piața atâta, haideți să ne uităm la această postare pe care am pus-o eu pe Twitter și o să fac și completări acolo unde este cazul. Deci, în 21 de zile, Bitcoin a avut o creștere de 42%, de la 68.000 de dolari până la 97, s-a dus chiar până la 98 sau 99, nu am calculat aici exact, dar a crescut peste 40%. Dacă cineva se întreabă de ce avem această corecție de undeva la 6-7%, avem câteva motive pentru care am putea să avem această corecție și o să vi le spun în continuare.
și o să discutăm, de fapt, și dacă are rost să ne îngrijorăm la o corecție de genul acesta. Deci, în primul rând, avem pozițiile lichidate. Pe măsură ce prețul urcă, sunt foarte multe poziții cu leverage long care blochează capital. Sunt unii oameni care au fost norocoși și au reușit să-și vândă pozițiile respective. Ăsta ar fi un caz fericit, dar sunt alții care nu iasă din poziții și se întâmplă să ajungă să fie foarte multă lichiditate în zona aceea. Ei bine, market makerii exact asta fac, încearcă să vâneze și să ducă în stop loss pozițiile respective și uitați-vă cum arată acest site. Trebuie să ne mutăm pe CoinGlass ca să vedeți cât de multe poziții long s-au lichidat. Avem chiar aici, în ultimele 24 de ore, avem lichidări de 582 de milioane de dolari, din care 462 de milioane au fost lichidați pe poziții long. Toți oamenii care au pariat că piața o să crească și-au luat rect, exact cum scrie aici pe site, și-au pierdut banii. Asta a făcut să avem parte de lichidări în cascadă, adică vânzări în cascadă. Prețul scădea, iară se vindea pentru că se atingea prețul de lichidare și așa mai departe. Și din cauza aceasta, prețul a scăzut. Asta este prima explicație. Avem o altă explicație, mai avem trader pe termen scurt. După o creștere atât de mare, și vedeți și voi, în ultimele 3 săptămâni au fost oameni care au cumpărat la 70.000, la 80.000, la 85.000, poate chiar mai jos, 60.000 și așa mai departe, nu stau să vă zic toate numerele. Dar sunt foarte mulți oameni care au cumpărat mai jos, am avut parte de o creștere foarte mare și acești oameni preferă să-și încaseze profitul cât timp prețul este sus. Este foarte logic, asta v-am spus și eu, nenumărate videoclipuri. Atunci când te uiți la piață și vezi, în ultima zi, că ai scăderile acestea și ele au fost și mai mari, piața a început să-și revină, stai și te gândești, bă, parcă era bine să vând 10% de pe o anumită monedă și să cumpăr astăzi mai ieftin. Dar, repet, acest lucru se face doar cu un procent foarte mic din portofoliu. Nu faci treaba asta cu tot portofoliu. Și trebuie să menționez că acest video nu reprezintă un sfat financiar, ceea ce discut aici nu reprezintă un sfat financiar. Este pur și simplu părerea mea și vă spun cum văd eu și cum analizez eu piața cripto. Uitați-vă, după această corecție, care v-am spus a fost mult mai mare de atât, uitați-vă cum arată piața în ultima oră. TIA, într-o singură oră, aproape 6%, sui la fel. Monedele cu fundamente bune pompează. Deci am stabilit până acum poziții lichidate, avem trader pe termen scurt care și-au încasat profiturile, mai avem probabil și investitorii mari sau VC-urile. Aceștia pot alege să-și reducă expunerea ca să-și echilibreze portofoliul, mai ales atunci când tu ai un token care a crescut foarte mult. Să spunem, în portofoliul tău inițial, ai avut 1000 de dolari și ai băgat 100 de dolari în Bitcoin. Acesta a făcut, să zicem, 10x, chiar dacă nu a făcut 10x. Gândește-te că ponderea ta din portofoliu, dacă celelalte monede nu au performat atât de bine, deși Bitcoin la început era doar 10% din portofoliu, doar atât a reprezenta, el acum poate să fie 60, 70 sau poate 80% din portofoliu dacă el a performat cel mai bine. Ei bine, în momente ca acelea, oamenii pot începe să-și facă o reechilibrare în portofoliu, să vândă din ce au cel mai mult și să acumuleze altele care au ajuns la un procentaj mai mic în portofoliu. Pe lângă asta mai avem încă două categorii. Avem trader care iau swing trade-uri. Swing trade este destul de simplu. Cumperi jos, să zicem la suport, și vinzi la rezistență. La fel, piața a crescut foarte mult, oamenii probabil că au fost mulțumiți cu Bitcoin foarte aproape de 100.000 de dolari, dar și cu altcoinurile la fel, încep să le vândă și așteaptă să cumpere la niveluri mai joase. Și nu în ultimul rând, consider că deja au început să vină ceva participanți noi în piață, mai exact investitorii de retail, cum sunt eu, cum ești tu și cum suntem marea majoritate dintre noi. Aceștia au cumpărat topul, foarte mulți din ei, și este normal, când văd această corecție, se gândesc să facă cumva să-și salveze ce mai pot să salveze. Și din nou, se produce exact ca la lichidările în cascadă, se produce un efect de vânzare în masă și asta face pentru un moment piața să nu acționeze foarte bine. Credeți-mă că este foarte sănătos după aproape o lună de zile prețurile să mai aibă și mici corecții, adică suntem în bull market, cred că asta putem să decidem cu toții, și într-un bull market la ce te aștepți? Te mai aștepți să apară corecții, dar corecțiile să fie mult mai mici decât cât urcă prețul.
Și aici, ce aș urmări în momentul acesta, uitându-mă la Bitcoin? Putem să începem să ne îngrijorăm? Deci primul lucru care te-ar putea îngrijora ar fi să vedem o închidere săptămânală peste 89.800 de dolari pe Bitcoin. Asta ar putea să înceapă să ne pună niște semne de întrebare, dar până atunci, credeți-mă că graficul acesta arată super bine. Și per total și piața cripto arată super bine și dacă discutăm despre altcoin-uri. Adică încet, încet ne apropiem de altcoin season, momentul pe care îl așteptăm cu toții. În momentul acesta indicele este la 49 și ieri a fost chiar la 51. Începem să ne ducem în favoarea altcoin season, chiar se face un fel de transfer din Bitcoin în altcoin-uri. Am putea să confirmăm asta și dacă nu uităm pe dominanța Bitcoin, să vedem ce face ea. Vedeți, este după prima săptămână pe roșu, asta este din nou încă o săptămână în care dominanța pare că scade. A scăzut de-a lungul săptămânii până la 58.52 și acum este 59. A mai câștigat din nou puțin teren, dar totuși este bine să vedem dominanța în scădere, mai ales pentru altcoin-uri. Și mai vreau să lămuresc încă un lucru, vă spuneam ieri de Golden Cross-ul pe care îl așteptăm pe Ethereum, momentan nu este afectat, încă așteptăm acest semnal și după acest semnal piața poate să aibă parte de o creștere mai accelerată, dar totuși este doar marți, haideți să așteptăm să vedem cum se termină săptămâna, cum începe săptămâna viitoare și după ce avem mai multe date putem să tragem și o concluzie. Dar per total, din punctul meu de vedere, această corecție este binevenită, în special pentru cei care au reușit să vândă la niveluri de mai sus, acum pot să reintre și să cumpere mai multe monede. Dar și cei care nu au reușit să vândă mai sus, din punctul meu de vedere, cea mai bună acțiune din momentul acesta, dacă nu vrei să cumperi în momentul acesta încât să-ți mărești media, este să așteptăm. Cam atât și pentru astăzi, vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final, eu am fost Gabriel. Dacă cineva își dorește să susțină canalul, se poate alătura ca membru și o să aibă acces la niște beneficii extra și noi ne auzim data viitoare. Vă salut și vă doresc o seară bună sau o zi bună, depinde când vedeți acest videoclip. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.